Acest video este o inițiativă UNICEF pentru conștientizarea sănătății mentale în contextul pandemiei. Pe toți ne-a luat prin surprindere nebunia asta de virus și pandemia cu care a venit la pachet. Nimeni n-a văzut-o venind. Eu sunt genul de persoană care are nevoie de mediul exterior pentru a lucra și pentru a fi. Cânt, scriu, gătesc și toate astea trebuie să fie trecute printr-un mood ca să ajungă să stârnească emoție la final. În martie 2020, când a venit pandemia și ne-au închis în case, am căzut pradă stărilor anxioase. Planurile mi s-au dat peste cap, o parte din vise mi s-au năruit și atunci am zăcut în starea asta parșivă. Am disperat. Am disperat până când mi s-a făcut silă de modul prin care vedeam lucrurile. Aveam un mindset total greșit. Cred că secretul unei minți sănătoase este adaptabilitatea. Exact ca la GPS când se reconfigurează traseul. Atunci m-am hotărât să fac ceva din locul în care mă aflam. Unde eram? Eram în casă. Mi-am zis așa, când? Bun. Hai să înregistrez piesele, să le filmez și să le urc pe internet. M-am agățat de activitatea asta pentru a-mi da un boost de încredere. Am cântat. După ce am încărcat mai multe videouri pe internet, pe canalul meu de YouTube, mi-au venit idei. M-am întrebat ce aș putea să fac să mă upgradez. Și de acolo am pornit cu o idee de la o singură piesă, un întreg concept. Răspunsurile la piesele românești. Un cover altfel. La fel și cu emisiunea de gătit Sare în bucate pe care o realizez pe protv+.ro, dacă n-ar fi fost ideea ce putem să gătim în casă și să fie simplu, rapid și gustos, atunci nu s-ar fi concretizat absolut nimic. Știu și cred că nimic nu e întâmplător. Cred că cel mai important e mindset-ul. Cum îți setezi mintea într-o situație dificilă. Dacă nu-mi doream și nu munceam la mine, nu ajungeam să fac lucrurile faine pe care le fac astăzi. Așa ca un bonus, tata mi-a spus o povestioare când eram eu mai mic. Povestea e lungă, dar o scurtez eu acum. În mintea noastră se află doi lupi. Unul este alb și este simbolul prosperității, iar celălalt este negru și simbolizează gândurile întunecate. Acum, dacă stăm să ne gândim dacă ar fi o luptă între cei doi lupi, care ar câștiga? Răspunsul, acela pe care îl vei hrăni mai mult. Eu sunt Emanuel și sper că ți-am fost de folos. Mai multe detalii despre campania Spuneți Oful puteți găsi pe site-ul UNICEF România.